Mâine începe cel mai mare și complex exercițiu la Marea Neagră, Sea Shield 24, la care participă peste 2200 de militari și 135 de mijloace tehnice, dintre care 27 de nave maritime și fluviale, 17 aeronave și 91 de autovehicule și embarcațiuni, asta cel puțin anunță Forțele Navale Române. Militari din 12 state aliate și partenere se vor antrena în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării pentru misiuni de controlul maritim și fluviar, căutare și salvare pe mare, acordarea asistenței unei nave aflate în dificultate și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Discut mai multe despre ceea ce se va întâmpla cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin, bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Hai să vedem, în primul rând, din ce țări sunt militarii și de ce este acest exercițiu atât de important? Da, aș începe în primul rând din ce țări nu sunt militari și mă refer în primul rând la țările riverane Mării Negre. Nu sunt din Rusia, bineînțeles, dar nu sunt nici din Ucraina și aici este un semn de întrebare dacă militarii ucraineni n-au fost invitați sau nu au putut veni, ținând cont că totuși sunt într-un război de... războiul din Ucraina a intrat în al treilea an. În rest sunt militari din Bulgaria, din Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și Statele Unite ale Americii. Acest exercițiu este foarte important deoarece în România sunt forțe terestre, atât grupul NATO de la 5 condus de Franța sau cele două grupuri de nivel batalion ale Statelor Unite de la Cogălnicianu, să nu mai vorbim de Veselu sau Câmpia Turzii. Avem forțe aeriene, în acest moment sunt 6 aeronave Eurofighter Typhoon din Marea Britanie, însă în România nu sunt niciodată sau la... pe litoralul Mării Negre nu vedem nave NATO, deoarece, conform convenției de la Montreux cu privire la statutul strâmtorilor din 1936, Turcia a închis cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele. Tocmai în această cauză, astfel de exerciții la Marea Neagră, la gurile Dunării și pe Dunăre sunt importante pentru Forțele Navale Române, dar și pentru securitatea României, fiindcă demonstrează că și în aceste condiții, cu strâmtorile închise, militari din țările NATO pot veni în România și ne pot apăra atât litoralul, dar și interesele economice la Marea Neagră. Ai spus tu că ultima misiune reprezintă asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. În aceste infrastructuri critice intră inclusiv cele de pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Acolo militarii se vor antrena, deoarece știm că România are intenții să dezvolte acest sector în viitorul apropiat. Până pe 21 aprilie militarii se vor instrui în diferite scenarii destul de complexe, de la căutare, salvare, până, cum spuneam mai devreme, la acțiuni militare de scurtă durată pentru protejarea acestor puncte importante ale economiei și ale navigației. Florin, vedem că ceea ce se întâmplă, deci acest exercițiu militar, se întâmplă în timpul unui război, în plină desfășurare. Cum va influența războiul dus de Rusia în Ucraina desfășurarea acestui exercițiu? Da, îl influențează. Dacă în alți ani erau mult mai multe acțiuni în zona economică exclusivă a României, acum se concentrează foarte mult pe apele teritoriale ale României și Dunăre Delta. Bineînțeles, nimeni nu vrea ca un exercițiu militar să intre în, să spun așa, conflict cu acțiunile militare ale Rusiei. Am văzut că Marea Neagră sunt nu doar mine, sunt și drone, zboară rachete pe deasupra Mării Negre pentru a ataca sudul Ucrainei. O rachetă care se îndreaptă către o navă NATO, aceasta ar doborâ-o și de aici ar putea escalada relația dintre NATO și Rusia. Tocmai în această cauză, acțiunile exercițiului vor fi limitate cât mai aproape de litoralul românesc pentru nu a pune în pericol atât militare, dar și relația, să spunem așa, destul de instabilă între NATO și Rusia care este în acest moment. Florin, îți mulțumesc pentru informații. Mulțumesc și eu.